ce fel de băiat era? Nu avea patimerele, nu, era un băiat bun. Dar ce credeți că s-a întâmplat cu el? Nu știu. De ce? Nu am de unde să știu. Dar așa cum l-ați cunoscut pe el? Păi l-am cunoscut, dacă locuiesc în bloc aici. Locuiesc, eu stă la nou. Și ce fel de băiat e? E un băiat bun. Un băiat brunet, înalt. Mă mir că n-a făcut niciun sport, că păi era bun pentru sport, pentru handball, pentru volei, pentru... Era bun, dar nu știu. Dar era abătut în ultima perioadă? Nu. Sau știți să fi avut ceva probleme în familie? Nu știu. Dar ce credeți că l-a determinat să ia substanțele acestea? Nu știu. Eu acum vin din oraș, acum am auzit pe vecina mea că ar fi murit cineva aici, dar nu știu cine. Și de asta. Așa cum am auzit un alt vecin că de la nou e. Da. Tânăr care lucra la RDS, un tânăr care a terminat foarte bine liceul, cred că puțin dezamăgit pentru faptul că nu a luat la facultate, dar în ideea de a-și ajuta părinții s-a angajat și în timpul ăsta și învăța. Cu minte liniștit, bună ziua, respectos, plăcut. Mai și mult... atât de mare să fi fost dezamăgirea că n-a luat încât să-și pună capăt? Este o presupunere, dar după... De fapt, după ce a terminat liceul, era lucrul cel mai mare. Dar trecând 2 ani deja de când s-a întâmplat, de când a terminat școala, am crezut că s-a mai liniștit. Îl vedeați zilnic? Zilnic. Intra, ieșa, intra, ieșa, sau când venea cu anumite oferte sau cliente la fiecare ușă. Și era abătut? Nu părea abătut. În ultima perioadă nu părea abătut. A fost atunci a început, după ce a... Dar părinții se purtau bine cu el? Avea ceva probleme în familie? Mai greu să vă spun. Este greu să dau un răspuns, pentru că eu stau la alt etaj. Dar o mamă foarte înțeleaptă, foarte drăguță, foarte plăcută. 20 de ani și se simte. Cred că să fie avut o depresie atât de... Da. De peste. Asta e cu chestia. Oare? Nu fac și nu.